salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș, apicultor începător. Anul ăsta am avut tot felul de provocări, pentru că am început apicultura fără să știu nimic despre ea. Știam că albinele fac miere și că mierea e gustoasă. Cam atât. Însă, pentru că noi consumăm multă miere și avem aici o locație bună de creșterea albinelor, am socotit că e o chestie, am socotit că e o situație oportună să mă apuc de creșterea albinelor. Însă nu a fost cum am prevăzut eu, pentru că eu îmi imaginam că voi lucra ocazional, o dată pe săptămână la ele. S-a dovedit a fi necesar mai mult de atât, pentru că albinele mi-au făcut anul ăsta tare multe boci. Mi-am cumpărat două lăzi și două familii, după care o trebuie să-mi fac roiuri. În acest video voi face încă un roi, chiar dacă suntem astăzi în 10 iulie, e cam târziu. Am un prieten tare bun, care mi-a tot dat lăzi. Lăzi vechi, într-adevăr, folosite. 1, 2, 3. Și le-am recondiționat, le-am igienizat, le-am ars pe interior și le-am vopsit. Și acum, de la alea două lăzi, am două roiuri și astăzi vom face al treilea roi. Deși sunt lăzi vechi, consider că sunt suficient de bune pentru un începător ca mine. Așa că îi mulțumesc tare mult lui Gavrile care mi le-a oferit. Sunt mai greu de accesat în ele din punctul meu de vedere, pentru că veți vedea în stupii ăia, ramele sunt poziționate pe direcția asta, în stupii ăștia sunt pe direcția asta altă. Așa. Aici avem 2, 4, 6, 8, 12 rame. Albine, bine. În ăsta nu ne vedem. Deci primul roi ce l-am făcut. Chiar dacă e primul an în care cresc albine, pot să zic așa că mi-am dat greața și încă nu știu cum vor trece peste iarnă, s-ar putea să am și pierderi. Tocmai de aia, dacă pot să mai fac un roi din lada aia prima, îl voi face și să văd cu cât ies din iarnă. Lada asta e primul roi pe care l-am făcut din lada 4. Merge foarte bine, are vreo 7 rame pline cu albine, cu o matcă mai bătrână care pontează foarte bine încă. În lada asta am un roi făcut recent cu botcă. A ieșit botca, a ieșit matca. Am găsit matca, însă nu a început încă să ouă, așa că nu o marchez. Aici avem 4 rame. Aici îi roi cu 4 rame și cu o matcă primită de la prietenul Gavrilă, căruia îi mulțumesc. Care, prietenul Gavrilă e cel care mă ajută tot timpul, mă susține împreună cu Beni. Dar Gavrilă e foarte implicat și foarte motivat și îl salut cu ocazia asta. Am o familie pe 4 rame cu o matcă împerecheată tânără primită de la Gavrilă. Am văzut deja că pontează, sunt foarte mulțumit de cum merge, familia a acceptat-o și e de vreo 3 săptămâni, e numai pe 4 rame, dar o să crească încet încet. Nici nu i-am pus, mai am pus un pic de mâncare, însă cu ăsta nu mai avem treabă. În lada asta, o să vă arăt imediat și de mai aproape, dar lada asta e plină, a mers foarte bine.
albine multă, o cules și de la tei, destul de bine, însă mi-a făcut acum foarte târziu boci. Și cred că cea mai avantajoasă variantă, dacă tot am lăzile astea vechi și voi avea nevoie de familii de susținere, să mai fac un roi. Aici mi-am pus niște oțet cu care mă dau pe mâini, pentru că am observat, am făcut comparația între a lucra în ladă cu mănuși, foarte comode și te simți în siguranță, dar e greu de lucrat, de a prinde ramele, de a le ridica și așa mai departe. Și mi-asum riscul de fiecare dată când umblu la albine, mă mușcă, mă înțeapă una sau două, însă nu mă mai umflu, nu se mai umflă mâinile și locul unde sunt înțepat, așa că mă străduiesc să fac treabă bună. Mă străduiesc să lucrez cum trebuie cu ele, să nu le deranjez prea tare, să nu le... Să nu le supăr. Vreau să fac ceva prima dată. Am nevoie de diafragmă. O să verific lada asta fiind veche. O să verific dacă corespunde diafragma cu lada asta. Da. E bună. Merem înainte. Ia uitați ce frumos zboară albinele mele. Eu cred că le place aici la mine. Au salcâm, au tei, au alun, au multă floră de fâneață, au o locație liniștită, chiar dacă se mai aud caprele în vecinătate, însă e o zonă bună. Și mă bucur că am început cu apicultura, chiar dacă e într-adevăr o provocare constantă. Al treilea roi este acesta. Nu le mai pus de mâncare, că am văzut că încep să iasă la zbor. Spuneți-mi dacă e nevoie să le pun miere sau sirop în hrănitorul ăsta. Deocamdată aici știu că am matcă și aștept. În următoarele zile mă voi uita dacă a început să punteze și o să o marchez. Am niște foițe, așa, niște câteva rame. Aici am familia mea de bază. Cea mai bună producătoare, de la care am și cules anul ăsta o magazie plină de miere. A început să albească un pic ramele deja și este miere multicică. În familia asta, pentru că făcusem un roi deja, am cules doar jumate de magazie, însă sunt mulțumit. Deși probabil era mai bine să nu o slăbesc, pentru că familia mea culegătoare, de la care am obținut cât de cât niște miere, însă socotesc că mă ajută să fac încă un roi, pentru că nu-mi doresc, dar e posibil să am și pierderi peste iarnă și atunci probabil anul viitor voi avea mai multe miere. Și atunci hai să ne extindem încă un pic. Încep să mă obișnuiesc binișor cu ele, pentru că încep să-mi dau seama deja cât-s de liniștite, cât-s de pornite, cât-s de agitate, chiar dacă le am doar de vreo două luni. Uite aici o ramă frumoasă. Cu puiet căpăcit. Foarte bine. Aici este botca. O botcă mare frumoasă. Din coace încă una. Tocmai am înțepat o albină, ia de aici de mână, bine. Asta pățesc dacă umblu cu mâinile suflecate. Nici o problemă.
Uite ce ramă frumoasă, frumos. Oate bine, puiet căpăcit. Wow! Clasa întâia. Am găsit și matca. Pe o ramă mai veche. Și o să o tobu direct. O să mai mut una cu puiet. Foarte bine oata asta și căpăcită. Și acum o să mai caut una cu mâncare. Ai. Și o să mai scutur o ramă cu albină în lada aia. Așa, cele trei rame. Și asta plină cu albinul. Acum eu am închis lada, o să le pun folia imediat, însă le lasă să liniștească un pic. Am nevoie să-mi scrieți în comentarii cei care sunteți apicultori mai cu experiență, pentru că eu încă bâșbâi în unele aspecte. Am văzut pe internet diverse variante. Una că dacă ai ține lada cu urdinișul închis 3 zile, după aia albina cu legătoare rămâne în ladă. Spuneți-mi voi ce-mi recomandați să fac. Deocamdată nu s-a hotărât, dar măcar să știu pe viitor. Hai să continuăm, trebuie să mai aranjez un pic în prima familie, să rearanjez ramele și să strâng un pic cuibul. Și în curând voi strânge și mierea din magazie. După cum vedeți, terminologia și cuvintele de terminologie la mine îmi vin mai greu, însă o să mă obișnuiesc și cu asta. Tare mult, tare, tare mult îmi place să lucru cu albinele, îmi place să mănânc miere, îmi place să văd cum zboară, cum zumzăie, cum culeg și așa mai departe. Și vă invit să fiți alături de mine în această aventură. Dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară, abonați-vă neapărat la acest video. Dacă n-ați făcut-o încă, dați-mi un like, scrieți-mi reacțiile voastre în comentarii și vă mulțumesc foarte mult, apreciez aportul vostru. Hai să continuăm treaba, ca să știu că am încheiat, să mă duc de aici. Că mai am și altă treabă. Mă mai dau cu un pic de oțet. Că-s destul de certărețe astea astăzi. Și acum voi restrânge un pic cuibul. Chiar dacă cred că până la urmă o să las totuși urdinișul deschis la lada unde a făcut roiul. Și atunci din albinele alea multe o să revină din coace. Dar restrâng un pic și reorganizez acest cuib ca să n-avem surprize. Totuși, văd că matca aia nu mai ouat în ultima vreme, nu mai pontat. Chiar dacă a avut loc, a avut spațiu, ceva nu i-a plăcut. Dar nici botcile văd că nu le-au distrus. Uite, asta e o ramă, o foiță pe care eu le-o construiesc acum. Și le merge chiar bine. Au și mâncare, au și albine cu legătoare. De astea nu fac griji. Mai trec o dată în revistă. O ramă foarte bine oată. E bine. E bine, e bine, e bine.
Încă o ramă oată. Dar văd că asta e și cu polen prin ea, e cam haotic oată. Și nu e foarte uniform. M-am ars. M-am ars de la fumător. Aici ce avem? Mult polen, mâncare. Să nu mă înțepați, fetele. Da. După cum vedeți, nu sunt eu cel mai blând apicultor. Încă nu am îndemânarea aia și finețea. Dar mă interesează și sunt atent. Eu la mine îmi dau seama unde greșesc și cred că părând o să fie din ce în ce mai bine. O ramă aproape plină. Din păcate nu pot să recoltez astăzi mierea și o voi recolta mâine, cel mai probabil. Suntem gata, nu mai agităm familia asta. I-am făcut treaba și încheiem acest video spunându-vă mulțumesc pentru vizionare. Neapărat să scrieți reacțiile voastre în comentarii. Dacă aveți sfaturi pentru mine, le aștept cu nerăbdare și le apreciez foarte mult. Vă mulțumesc, vă salut și îi salut pe toți abonații canalului, pe membrii canalului care ne susțin în fiecare lună și ne vedem data viitoare. Uite așa de la 2 stupi, mintea mea așa, nu pot să zici 5 familii, 2 stupi și 3 roiuri, da? De fapt, un stup. Și uite așa de la 2 familii m-am întins la 5 roiuri. Sau o familie și vreo 4 roiuri, că astea sunt mai slăbuțe. Însă până luna septembrie sper să le întremez, să le fac mai puternice ca să trec cu bine iarna cu ele. Da. Am asta, bag din coace.